Vești bune pentru economia din România. Ministrul Florin Câțu a anunțat într-o conferință de presă la Iași că veniturile nete au înregistrat creșteri cu un procent de 8,1% față de anul 2019 pentru salariul minim. De asemenea, investițiile din primul semestru au o contribuție de 1,2% procente punctuale și toate acestea luând în calcul șomajul tehnic pentru lunile în care a fost stare de urgență, cu un efort financiar pentru economie de aproape 8 miliarde de lei. Au apărut acum câteva zile cifrele pentru vânzări, cifra de afaceri cu vânzări cu amănuntul, comerț cu amănuntul și acolo este clar că scenariul de bază care v-am atacat, între ghilimele, în ultima perioadă cu cel scenariu în V, revenirea economiei în V, este confirmat de cifrele din economie. Astăzi au mai apărut două cifre importante. În primul rând, avem o creștere a venitului net mediu în economie cu 8,1% față de anul trecut aceeași lună. Deci în plină criză economică globală, în România, veniturile nete, medii, în economie, au crescut față de anul trecut cu 8,1%. Pe perioada stării de urgență, 300.000 de clienți și-au mânat ratele la bancă, lucru care a avut un impact asupra economiei. Contribuția sectorilor din economie la contracția din trimestrul 2. Știm foarte bine că în trimestrul 2 economia a fost în mare parte în stare de urgență, ne așteptam la o cădere a economiei, dar apare un element foarte important acolo. Este pariul pe care l-am făcut și când am plecat guvernarea și pe care îl menținem. Investițiile au avut o contribuție pozitivă la trimestrul 2, deci au redus din acea cădere. Cel mai mare risc pentru economia României vine de la agricultură, spune ministrul finanțelor, care crede că recesiunea tehnică ar putea fi evitată chiar dacă ne aflăm pe lista țărilor cele mai afectate de pandemie.